Handbaliștii de la CSU Poli Timișoara au început cu dreptul prima etapă din returul de campionat. Elevii lui Cezari au obținut victoria acasă în compania oaspeților de la CSM București. Al violeții au câștigat la 9 puncte diferență, partida terminându-se 33-24 pentru bănățeni. Nu pot să spun că a fost o victorie ușoară, a fost o victorie muncită, chiar dacă nu s-a pus problema învingătoarei. Mă îngrijorează faptul că sunt foarte multe greșeli elementare, individuale, de prindere-pasare. Acum pot să sper să fie așa, o pun pe seama faptului că a fost primul joc în fața publicului propriu, primul joc oficial pe anul ăsta, pentru că este diferență mare între ce s-a jucat în meciurile amicale, meciurile de pregătire și ce s-a jucat astăzi. Dar două puncte sunt două puncte, mă bucur că le-am câștigat, fericit jucătorii pentru victorie, publicul care a fost alături de noi și sper ca peste două săptămâni când jucăm acasă, de ce nu chiar și săptămâna viitoare când jucăm la Reșița, să arătăm mult mai bine în teren. Să arătăm ca o echipă profesionistă, unde fiecare își face treaba exact cum le cer eu, nu cum vor ei. Ion Mocanu, tehnicianul handbaliștilor de la CSM București, s-a așteptat ca elevii lui Cezari să câștige. CSM-ul a făcut deplasarea la Timișoara cu un lot care a cuprins mai mulți jucători ce nu au luat contact cu Liga Națională până la meciul cu Alvioleții. Mă așteptam că o să pierdem, pentru că Timișoara au o echipă frumoasă, bună, dar nu la scorul care s-a înregistrat la finalul jocului. Păcat. Pentru această echipă nouă a CSM-ului cu 10 jucători noi, care n-au jucat niciodată în ligă, timpul a fost foarte scurt, de 10 zile am preluat și în 10 zile și fizic și tehnic nu poți să-i pui la punct cu începerea returului, dar ce m-a bucurat cel mai mult au fost câteva faze de joc bune și care îmi dă speranță pentru viitor.